Bine v-am găsit, dragi prieteni ai bibliotecii! Mă numesc Cristian și am 10 ani. Astăzi am să prepar o rețetă pe nume tiramisu. Această rețetă se prepară foarte ușor. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Avem nevoie de 500 grame pișcoturi, 500 grame mascarpone, 2 plicuri zahăr vanilinat, cafea, 200 grame zahăr, cacao, 7 ouă, 400 ml frișcă lichidă și rom. Începem cu separarea ouălor. După ce am bătut ouăle cu zahărul, acum adăugăm mascarpone. Și adăugăm 400 de ml frișcă lichidă. Acum adăugăm zahărul vanilinat. Adăugăm zahărul și romul în cafea. Înmuiem pișcoturile în cafea și le aranjăm într-o tavă. Adăugăm crema peste pișcoturi. Continuăm prin a pune al doilea strat de pișcoturi. La final, adăugăm cacao peste cremă. Tiramisul va fi bun de servit după aproximativ 8 ore la frigider. Poftă bună!